Afacere de familie. Doi frați din Bâlți, unul cu studii juridice și altul economist, au creat acasă la unul dintre ei o mini-fabrică ilegală de țigări. Suspecții cu vârstele de 39 și respectiv 48 de ani produceau țigările pentru a le vinde pe Piața Neagră. După o serie de investigații, forțele de ordine au descins cu percheziții la așa-numita fabrică, de unde au ridicat 7 saci cu tutun pentru fabricarea țigărilor, un dispozitiv de producere a țigărilor, dar și peste 300.000 de tuburi goale cartonate pentru injectarea tutunului în țigări cu ajutorul dispozitivelor speciale. Mai mult, pe lângă materia primă pentru producerea țigărilor, au fost depistați și peste 300 de litri de alcool, dar și o masă vegetală asemănătoare marihuanei. În prezent, ambii frați sunt cercetați în libertate, iar investigațiile continuă pentru a identifica și alți membri ai grupului, dar și punctele de comerț unde era vândută marfa produsă ilegal. Până la o decizie definitivă de judecată, suspecții se prezumă a fi nevinovați.